E frumos să trăiești sentimentul, e frumos să te lași purta de val, dar dacă îți dorești ceva serios, după cum spune el că și-a dorit, trebuie să privești dincolo de... Din exterior. Dincolo de ce se vede numai în fața ochilor. Și să comunici mult mai mult. Și să aveți încredere în noi. Să aveți încredere în noi. Aveți încredere în mine. Întrebați-mă pe mine. Nu mai întrebați străinii. Ai vorbit cu mama ta? Da. După emisiune. După emisiune, nu. Nu? Momentan, până nu știu exact ce se întâmplă, nu am vrut să vorbesc. De ce? Nu am avut timp. Am fost... prea supărată, poate. Supărată pe tine? Pe tot, pe toată situația. Pe toate greșelile pe care încă le-am făcut și pe toate lucrurile pe care n-am ascultat de alții. Și... aia e. Pe ce ești cel mai supărată? Cum? Pe ce ești cel mai supărată? Sau pe cine? Nu știu. Am zis și mai devreme, cumva... nu regret că am făcut greșelile astea, că eu zic că totul se întâmplă dintr-un motiv în viață. Sper că am învățat. Să nu mai am așa de repede încredere în cineva. Poate să nu mai am... nu știu. Să nu mă mai arunc așa de repede într-o relație. Iolanda. Da. Cum a fost experiența ta aici, în această emisiune, până acum? Pot să zic... frumoasă. A fost... ceva la care nu m-am așteptat, s-a întâmplat și spontan să vin aici. Nu am făcut niciun plan, cum să fiu, ce să aleg. Cred că și asta a fost cea mai mare problemă. Nu știu. Poate dacă eram doar... poate dacă eram un pic mai calculat așa și mă gândeam mai mult la competiție decât la iubire, nu făceam aceleași greșeli. Mai ești îndrăgostită acum, astăzi? Drăgostită, nu supărată. Supărarea trece. Nu dezamăgită, nu supărată, nu furioasă. Îndrăgostită. Nu mai simți nimic? Simt. Nu știu. Cam toate sentimentele se schimbă foarte tare în ceva negativ. E acolo. Uite-te la el. Îl văd în oglindă. Nu mai simți nimic? Cum am spus, foarte negativ ceea ce simt. Ai putea să-l ierți? Nu. Nu o să-l ierți? Nu. Cred că am făcut multe greșeli în viața mea și de multe ori am avut, să zicem, experiențe asemănătoare, în care cineva mi-a făcut poate la fel. Și tot am mai dat o șansă. Și s-a întâmplat același lucru de fiecare dată. Uneori e mai bine când vezi de la început unele lucruri pe care eu poate nu le-am văzut, acum le văd și n-aș mai da niciodată o șansă cuiva care se comportă în felul ăsta cu mine. Mihai. Da. Ce simți? Mai ești îndrăgostit de Iolanda? Acum. Sincer, doamna Andreea, este tare, tare drag de ea, dar în vedere ce mi-am făcut, eu peste așa ceva nu pot să trec. Nu, nu am cum. Doamne. Repetă ca să... n-o să o ierți? Ia, te rog. Așa ceva nu. Nici dacă îți cere iertare? I-am cerut deja. E cerut deja? Da, sigur. De mai multe ori. Era un text atât de lung, cred că erau 6. Pentru ce? Că îmi pare rău că suferă din cauza asta. Mi-a părut rău că a suferit din cauza asta și că a simțit-o așa ca o trădare. Așa a fost. Tot pe aia o ții. Dar a zis că nici nu am de gând să citesc ceea ce mi-ai scris. A, el n-a citit ce ai scris. Păi probabil că a citit puțin, că era început, era cum pare rău, dar... de ce n-ai citit, Mihai? Nu am citit, mi-a... Nu am putut să citesc, pur și simplu. Mi-a sfârșit inima în bucăți și așa ceva. Nu am putut. Nu m-a lăsat sufletul. Nu i-a păsat. Mai bine zis. Nu știu, mă gândesc că poate dacă citeai, ți era mai bine?
Poate nu să nu era mai bine, doamna Andreea. Dacă nici nu știi ce scrie înăuntru, de unde să știi? Putea să fie și luna de pe cer, nu? Wow. Mihai, da. Familia ta au văzut-o pe Iolanda. Da. Știu de ceea ce s-a întâmplat? Le-ai povestit? Ai sunat? Nu. Ai vorbit? Nu. Dar mama ta știe că te-ai văzut cu Iolanda în afară? Nu. Nici tata, nici mama. Știe cineva din partea ta, vreun prieten, vreo cunoștință? Nu. Doar cumnatul meu. Și sora mea. Și el ce ți-a zis? Ei ce ți-au spus? Încerc să o iau ca pe o joacă și să trec peste, dar nu pot să trec peste așa ceva. Ce e Iolanda? Am de vedere că nu știe să mintă, minte destul de bine. Adică? Ce? Eram la hotel și am vorbit amândoi cu cumnatul și cu sora lui. Am și uitat. Wow. Despre? Ha. Păi da, am și spus că doar cumnatul și sora mea știe. Ca și șantajul l-ai uitat și pe ăsta, ca și jignirile le-ai uitat și pe ăsta. Eu n-am jignit deloc. Ce ați vorbit? Vorbeam despre relația noastră, că ei spuneau aveți mare, foarte mare grijă. Și dacă ăsta să rămâneți împreună, să aveți grijă unul de celălalt, să... dacă băi să vă descalifice... Sunteți măcar amândoi, aveți ceva, mă rog. Și sunteți amândoi? Nu. Și nici nu vom fi. De ce? Având în vedere că nu știe să mintă și sub presiune nu știe nici dar să... Dar nici n-aveam țină. De gând să mint. Eu pur și simplu nu m-am și zăuitat acum la bune și am și spus treaba asta. Că... Dar am spus că lasă mi-au zis că ți-ai dat aramă pe atât. Față, mister. Lasă-o baltă. Nu lasă-o baltă, pentru că am spus treaba asta că au zis să avem grijă. Că am și zăuitat. M-am zăuitat pur și simplu. Am zis ceva greșit? Presimt că aveți nevoie de o cameră roșie. Vreți să mergeți în camera roșie? Aveți să vă spuneți niște lucruri într-un spațiu mai intim? De ce nu? În regulă. Mergeți în camera roșie atunci. Deci așa se câștigă camerele roșii. O să înțelegi de ce. Stefania, hai să ne certăm. O să înțelegi de ce au primit această cameră roșie. Știu 100%. Eu știu oricum.